Salutare tuturor și bine ați venit la un episod de WW2K15 My Career. Da, după cum știți și voi, nu prea mai postat WW în ultima perioadă pentru că am preferat să joc FIFA, dar văd că vă place mai mult WW, e clar. Așa că o să pun mai multe episoade cu WW, dar am postat mai mult FIFA pentru... Bun, nici nu mai știu ce trebuie să facem. Royal Rumble. Da, trebuie să mă bag cu Baron Blade. Parcă mă atacase sau ceva de genul ăsta. Și Paște fericit, pentru că azi e prima zi de Paște, dar acest video cred că va apărea în a doua zi de Paște, adică într-o luni. Azi e duminică, mâine când vedeți acest video e luni. Când filmezi e duminică, da. Ați înțeles voi. Bun, hai să-l batem pe baronică. Direct picior în cap. Trebuie să-l bat. E doar pay-per-view Royal Rumble, nu e Royal Rumble în sine. Ce naiba. Încep de la 1 versus 1. Trebuie să mă reobișnuiesc cu reversalele. N-am mai... Trebuie să-ți intri în formă, uite așa. Punk. Vreau să-mi bag finisher Tombstone Pile Driver sau măcar semnătură. Mi se pare genială. M-am uitat la ea de câteva ori și am zis asta e. Hai că l-am luat. What the fuck, se auzeau păsările de afară. Că aveam geamul deschis. Primăvara. Deci eu m-am enervat pe Baron Blade, frate, e bulangiu și nici măcar nu există în WWE, doar pe joc există. Are și chiloții verzi, e clară treaba. Pe ăsta pot să-l jicnesc, că nu-i nimeni fan Baron Blade. Sau Baron Blade, accent. Mamă, ce pum! Îmi dat cu cuțitul. Dar chiar dacă exista cuțit în WWE, cum naiba ar fi să facă fake? Cred că de asta nici nu există. Aha, deci tu îmi dai cu mi... Ok. Oricum de 2000, fraiere. Da, tocmai puteți observa cum vorbesc cu un caracter virtual. Rătă. Spank, picioraș în cap. Wow. Din nou. Și din nou. Și din nou. Mamă. Tombstone Pile Driver. Tot pe coarda a doua mă urc, dar nu știu de ce. Asta e. Bun, avem 92%. Poți să-l batem ușor. Hai să-i facem RKO. RKO out of nowhere. RKO out of nowhere. OMG. Charge finisher chiar acum. Să vedem dacă nu ne dă reverse la... Nu ne-a dat. La attitude adjustment. Mie îmi plac tatuajele mele de Rey Mysterio. Sunt mișto. Hai să-l batem și pe ăsta. Ah, nu l-am bătut. Ciudat. Acum cedezi? De ce nu cedează bulangiu? Mi-a dat reverse, ok. Dar nu mi-a arătat aia de reverse. Picior în cap. Asta mi se pare super manevră. Te duci la el frumos, elegant, un picior în cap. Din nou. Bun. Se vede. What the fuck? Cum i-a făcut asta? Ficat. Ficat din nou. Mamă. Cedează. Trebuie să cedezi.
Din nou n-a cedat, bun, trebuie să-i facem archeo și cedează. Hai, ridică-te, prietenaș. Archeo și acum, stai să-l pinăm. Nu mai poate ăsta, nu-i... Dă-te, mă. Îi fac finisher-ul. Nu mi-a dat reverse. Acum dacă nu cedează, e hacker. Calculator hacker. Da, draw break. Să-mi bag piciorul. Frate, ce ghinion, a făcut draw break. Nu uitați, strângem 140 de likes și o să pun instant un alt video. Bine, nu chiar instant, dar în viitorul apropiat, cât mai repede, vreau să spun. La 140 de likes. Nu cred că e imposibil, adică am strâns la unele videouri și 200. Bun, hai să pinăm. Bun, dacă și acum dă rob break, nu știu. În sfârșit, câștigăm împotriva lui Baron Blade. Matam, mis now. Mișto meciul, mie mi-a plăcut. Să vedem ce se întâmplă. A, știu faza. Ați să vedeți. E mișto. Știți că m-a umilit? Asta mi-aduc și eu aminte. Mi-a dat cu scaunul, parcă. He looks conflicted right now. I think he has some bad intentions. Well, this might be really bad. Someone should separate these two. Uite, și acum o să-mi spună ceva. Da, uite, get revenge for injuring you, move on and celebrate your win. Ce să facem? Tararara. Ala, bun. Ala, bala portocala. Move on and celebrate your win. Nu știu, e greu. Nu, frate, eu nu-s bulangiu. O las în pace, până la urmă. Suntem băieți cu minți. Am apăsat X în caz că nu v-ați dat seama. Pentru că nu merită, frate. El a fost bulangiu, noi suntem educați, nu suntem țărani. Să vedem cum o să reacționeze universul. Și mi-a dat mai mulți follower până la urmă, că n-am fost bulangiu. Împotriva lui Seth Rollins, câștigătorul WrestleMania. Hai să-l batem. A, și voiam să vă spun că din mie în mie de subscriber, dacă mă înțelegeți, o să fac câte un episod de Outlast, adică la 2000 am făcut episodul 1, la 3000 episodul 2, la 4000 episodul 3 și tot așa. Doar că dacă voi ajunge la 10000 vreodată, o să fie ceva special, o să fie Outlast. Vă dați seama, 10000 e ceva. Ceva mare. Momentan avem 2500 și ceva. Comunitatea crește, e bine. Ușor, ușor ajungem la 3000. Nu știu de ce am apăsat pe pin. Îl bate și pe Seth Rollins, sper. Dar n-am vrut să-i fac Sami Michel. Aoleu, cotuleț. Tu fast. Este un fel de archeo, dar că nu e archeo. A avut logică ce am spus.
Sincer, regret că am apăsat pe X la faza aia. Trebuia să-l bat pe Baron Blade cu scaune. Reverse. Hai să-l ridicăm. Să-i facem RKO. Îl batem cam ușor peste Rollins. El a câștigat WrestleMania, nu? Așa știu. Eu mă așteptam să câștige Roman Reigns. A, frate, și ăsta a ieșit. Frate, trebuie să cedeze. Cum? Trebuie să-mi cresc overall-ul, e clar. De ce n-am putut să-i dau reverse, nu știu. Dar asta de ce îmi dă reverse așa ușor? Mamă, frate! Bun, hai că am dat și noi reverse în final. Hai că trebuie să cedeze, că mai are prea puțină viață. Nea, trebuie să-i fac un arc eu. Ce vrea să fac ăsta? Nu înțeleg. Too late, pe bune. Din nou too late. Ok. Ciudat. Hai că i-am dat în sfârșit reverse. Trebuie să facem 100 repede acolo. Și să facem RKO, hai. Ridicăl. Și 3, 2, 1. Pe bune. Trebuie să-i fac mai repede. Trebuia să fac ceva gen 1 și... Eu vreau să-i fac RKO ca să fiu sigur că cedează. Nu mă ia doar după viață. Și acum... Stai leșinat al meu. Nici nu mai are forță să-l pineze. Aoleu! Doamne! Uitați-vă și voi la al meu. Și acum am și ratat dropkick-ul. Acum alpinez. Fix acum, uite. Nici acum? Păi ce vrea mai mult? Bine, îți fac attitude adjustment să te liniștești. Vezi dacă ești băiat rău, măcar așa ce dai și nu-ți mai luai bătaie așa rău. Lăcomia. Bun. Câștigăm și meciul ăsta. Mă, Tommy, leu, leu. Da, cam atât o să fie și cu acest episod de WWE. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați. 140-150 de like-uri. Puteți să dați chiar acum pe pauză și să apăsați butonul de like, pentru că acest lucru chiar mă ajută. Și, după cum v-am spus, o să postez mai mult WWE. Papa. Și acum urmează un fade de la ciudat cu alb.